deșteptarea. Potrivit datelor Eurostat, doar guvernele din Malta și Letonia dau mai mulți bani decât România pe salariile bugetarilor, ca procentaj din veniturile la buget. Adică, anul trecut, România a cheltuit 29,8% din veniturile la buget pe salariile bugetarilor. Media Uniunii Europene a fost de 21,8%. Germania este la capătul opus al clasamentului. Doar 21% din veniturile la buget se duc pe salariile bugetarilor. Interesant că, după măsurile de echilibrare a bugetului luate în anii 2010, România a redus semnificativ la un moment dat proporția acestor plăți, ajungând până pe locul 19, acum e pe locul 25. Cifre care pot fi privite din mai multe unghiuri. L-am sunat pe profesorul de economie, Cristian Păun. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, cum vi se pare această situație? Și anume, România este una dintre țările europene care cheltuie cel mai mult pe salariile bugetarilor ca procentaj din veniturile de la buget. Da, în primul și în primul rând este cel mai important indicator, pentru că până la urmă cele care contează cel mai mult sunt veniturile pe care statul le încasează din economia reală sub formă de taxe și impozite. Acele venituri, în principal venituri fiscale. Restul veniturilor, cum ar fi fonduri europene sau ce produc companiile de stat din România, acel tip de resurse sunt și ele acolo, dar pentru cheltuielile de funcționare a statului contează cele fiscale. Iar procentul pe care îl are România în momentul de față este unul extrem de mare, ceea ce, în primul rând, ne duce cu gândul la faptul că avem un stat supradimensionat față de ceea ce poate produce economia reală și poate returna către bugetul statului sub formă de taxe, impozite, Asta sau faptul că veniturile sunt prea mici, colectarea e prea puțină? Că până la urmă este un stat social, adică sunt niște servicii care trebuie asigurate populației. E o altă abordare pe care am văzut-o și pe aceasta în spațiu public, ceva de genul, domnule, nu contează câți angajați avem noi la stat și cu ce se ocupă angajații. Este important este să colectăm cât mai multe venituri la bugetul statului și apare și problema colectării, într-adevăr. Iar aici discuția merge în direcția, să spunem, contrabandei, economiei subterane și așa mai departe, unde, într-adevăr, putem regăsi în jur de până la 10% din PIB colectabil din economia aceasta care este nefiscalizată. Și, evident, există și povestea taxelor mici în România, care e tot o poveste, pentru că România, din punctul meu de vedere, la cum arată situația economică și dezvoltarea în România, nu e o țară a taxelor mici și nici nu e cazul să mai mărim aceste taxe dacă vrem să ajungem din urmă țările dezvoltate ale lumii. Și atunci, eu cred că, până la urmă, problema principală rămâne de supradimensionarea statului. Avem tot felul de instituții care se dublează între ele, multe dintre ele sunt inutile. Îmi vine în minte Ministerul Familiei, pe care nu reușim să-l desființăm. Vorbim de Ministerul Fondurilor Europene, care tocmai ce ne anunță că o să ia jumătate din tranșa a treia întârziată și ea n-a luat nimic deocamdată, din banii europeni pe care trebuia să începem să-i luăm din 2021 și suntem într-o întârziere de vreo 4 ani și n-am încasat nimic pe noua programare bugetară. Deci sunt multe instituții care nu fac mare lucru, către care ducem foarte mulți bani pentru salariile celor angajați acolo, ca să nu mai vorbim de faptul că avem nevoie de reforma administrativ-teritorială. Deci nu mai avem nevoie de atâtea consilii județene, prefecturi. România nu își permite să țină efectiv din taxele pe care le produce economia reală atât de multe instituții. Avem două companii care se ocupă de drumurile din România. Avem 800 de companii de stat pe care nu reușim să le privatizăm sau nici măcar nu ne interesează să facem lucruri. N-am avut o privatizare în ultimii 4-5 ani în România. Dar 800 de companii în continuare există în siajul statului. Deci povestea asta cu cheltuielile statului generate de supradimensionarea, obezitatea statului, eu cred că această problemă este una reală și
din păcate, discutată destul de sfios în România, mai ales de autoritățile publice, care mai degrabă vin și spun, nu, domnule, taxele sunt mici în România și colectarea este mică în România. Ok, dar până la urmă și colectarea are o problemă, adică oamenii ăștia sunt plătiți să colecteze bani din contrabandă, din contrafacere, să-i găsească pe cei care fac lucrurile astea. Dar nu se întâmplă. Da, domnule profesor, în altă ordine de idei, circulă cu destulă intensitate o informație pe surse potrivit căreia guvernul e pe cale să adopte curând o amnistie fiscală, atât pentru cetățeni, cât și pentru firmele care au datorii către stat. Bun, n-ar urma să fie ștearsă toată datoria, ci în diferite proporții, pentru diferite praguri. Mă rog, valorile sunt probabil încă în discuție, dar vă rog să ne oferiți un comentariu asupra acestui plan al guvernului, și anume să fie anulate părți din datoriile cetățenilor și firmelor către stat și, în egală măsură, se propun niște bonificații sub formă de credit fiscal pentru cei care sunt buni platnici. În primul și în primul rând, este vorba despre o abordare nătângă a statului de ani buni, în sensul că statul pune foarte multe penalizări și foarte mult dobândă atunci când apare o întârziere. Asta odată. Doi, faptul că se iartă unii care nu își plăteau aceste impozite, e o recunoaștere a statului că acele impozite prea le mai poate încasa, adică economia merge prost. Și atunci statul degeaba, zic eu, că o să vină și o să le promită că iartă de penalități și de dobânzi și mai iartă puțin din datorie pe unii care săracii sunt cu un picior în groapă, dau faliment din foarte mult, din cauza multor năzbâtii pe care guvernul le-a aplicat în ultima perioadă, mai ales IMM-urilor din România. Deci este o consecință a proastei abordări a guvernului din ultima perioadă la adresa acestor firme. Și le dai degeaba o astfel de amnistie, plus că această amnistie, până la urmă, este incorrectă față de cei care au jucat corect și s-au dus și și-au plătit la timp aceste impozite. Și aș mai adăuga și un ultim aspect. Până la urmă, da, este o problemă faptul că unii nu își plătesc sau își plătesc cu întârziere aceste datorii la stat. Nu merge economia foarte bine, dar ce facem cu aia pe care nu-i găsim? Pentru că, până la urmă, un contrabandist și unul care lucrează în economia subterană, el nu iese la suprafață, pe ăla nu-l dibuim, el are un fel de contabilitate paralelă, la nici măcar nu-i dai amnistia, l-ai amnistiat din start, pentru că tu ești incompetent să-l găsești și să-l descoperi. Mulțumesc România foarte mult, mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun. Deșteptarea